is the expression of God the Father. Domnul Iisus Hristos este expresia, este chipul Dumnezeului cel viu. In fact, He is the Word. De fapt, El este cuvântul. Glorie lui Dumnezeu. Now, Paul is an inspired apostle. Acum, apostolul Pavel este un apostol inspirat din partea lui Dumnezeu. He wrote much of the New Testament. El a scris mult în Noul Testament. He didn't write as much as Luke. Nu a scris așa de mult ca și Luca. If you add Luke and Acts together, Luke wrote more than Paul did. I don't know if you dacă thought about that. Dacă puneți faptele apostolilor împreună cu Evanghelia după Luca împreună, vedeți că a scris mai mult. But what Paul says should only be a commentary on what Jesus taught. Dar toată învățătura apostolului Pavel poate să fie comentariile despre ce a spus Isus. Not the other way around. Nu trebuie să fie invers. A lot of people want to see Jesus. Oh, I want to go to church. I want to get excited. I want to get blessed. Mulți oameni vor să fie, sunt entuziasmați. Vreau să-L văd pe Iisus. Vreau să mă întâlnesc cu El. Vreau să fiu binecuvântat, să merg la biserică. Oh, I got blessed by Jesus when I went to the meeting last night. Am fost binecuvântat de Domnul Iisus aseară când am fost la întâlnire cu frații. That's good. Asta e bine. That's not the same, though, as drawing near to Jesus. Nu, dar nu este nimica la fel cu faptul, nu se compară cu să fii aproape de Isus. The ones who really know the heart of Jesus, the ones who've really seen Him in their hearts. Cu persoana aceea care îl vede tot timpul pe Isus în viața lui pe inimă. Are the ones who have fallen into the ground and died. Aceia care sunt gata să cadă la pământ și să moară.